Azi noapte târziu, Antonia căuta să primească noi confirmări din partea lui Cristian, iar pas cu pas ajungeau să-și privească relația prin calitățile părinților. De fapt, al doilea. Care a fost primul? Da. Supărarea aia, reacția aia pe care am avut-o după. Nu? Aia a fost prima stare, prima reacție. Și după a fost asta, îți dai seama. Normal. Da. Tot ce trebuie. Jur. Și aici. Și aici. Pă bun, ai tot, ești pachet complet. Nu e ceva al meu care te atrage pe tine. Da. Că te atrage schița asta, că sunt mai dark așa. Și asta. Mamă, asta te ador, că nu... Și nu ești... Să ți se par, să... De ce ai făcut aia? De ce ai zis aia? De ce nu m-ai salutat? De ce ai plecat? De ce? Da... Nu, n-am fost niciodată așa. Niciodată, never ever. Ți-am spus de ce. Și nu cauți de-astea... Supărări, da, știi? N-ai de-astea tu. Și eu n-am întâlnit așa ceva până acum. O bune zic, eu n-am întâlnit așa ceva până acum. Și las-o noi, am cunoscut și eu. Multe fete. Femei... O bune. Asta cred că provine și din faptul că sunt inteligent. Adică cumva și asta cred că ajută. Provine că așa te-ai format și așa ești tu. Probabil că ai văzut și la... În familia ta. Chestiile astea sunt gen... Da, eu le văd peste tot, eu nu le suport. Nici eu nu le suport, adică mi se pară aiurea. Ah, că mai vrei... Eu empatizez cu băiatul mai mult, știi? Că mai... Când greșește, în fine. Știi ce zic? Că unele sunt așa, deci joacă unul. Când faci un joculeț așa, da, știi, mai dai supărăcioasă, să te mai... Da, știi? Cum a fost atât la capici. Dar nu ține langă. Da. Ajungi că... Păi știu, nu rezolv nimic și din potriva mi se pare că îndepărtez persoana. Și tocmai că eu am trăit chestia asta ironic, deși sunt femeie, eu am trăit chestia asta din partea unui bărbat. Tot felul de gelozii, cicălituri din astea și așa. Și mi s-a părut groaznic, efectiv groaznic, nu mai suportam gen. Începeam să plâng de nervi. A, dar și ei sunt așa, mă, ce-i? Unii bărbați? Unii bărbați. Rău. Asta zic, eu am avut chestia asta. Eu nu puteam să ies la club, adică ieșeam la club și mi zicea de ce, efectiv, de ce s-a uitat așa la tine sau... Și faze de genul, odată i-a dat unul cu o sticlă de bere în cap. Că venise să-mi zică, m-a luat așa, nu mai știu exact, de bluză sau nu mai știu, și mi-a zis ceva, un băiat, gen, știi? Și gen, i-a dat cu sticla în cap, efectiv, i-a spart o sticlă de bere în cap. Adică faze de-astea și nu puteam să ies cu el la club în cauza asta. Și nu suport, gen. Și e și din cauza că am stat cu fratele meu și cu tata când eram micuță, știi? Și fratele meu m-a învățat. Și vrei să zic pe aia dreaptă? Plus de asta, chiar dacă nu ne dăm seama de multe ori, da. Noi încercăm să ne cam găsim așa parteneri care să nu cu noi. Cu părinții. Adică, eu l-am văzut pe tata, am tras din comportamentul lui, automat, și probabil că în creierul meu s-a implementat ideea că îmi doresc o femeie așa cum e mama, care își vede de treaba ei, care e
dedicată, care e, da, care are calitățile mamei. Da. Înțelegi? Singura chestie e că e foarte liniștită și eu nu prea simt. Da. Da. Dar să știi că am foarte multe chestii comun cu ea. De-aia și comunicăm atât de bine. Da, da, cam despre asta e vorba. Mie mi se pare că... Și tata mi-a zis, bă, eu cred că nu te mulțumește, nu prea te mulțumește nimic până acum, pentru că tu vrei una ca mâta. Dar nu o să găsești una ca mâta. Înțelegi? La fel e imposibil. Dar poți găsi calități de ei în cineva. Maică mai are doar treaba asta. Bă. E liniștit așa. Da, ea nu deranjează cu absolut nimic. Nici nu-i simți prezența. Înțelegi? Da, și când ai nevoie de ea, îți oferă foarte mult sprijin. Asta e ideea. Multe sfaturi, e empatică și te sprijină. Mie mi se pare că cumva... Mie mi se pare că tu în mine vezi o persoană familiară, ți sunt familiară, efectiv. Adică, pentru că de multe ori mi-ai spus că seamăn cu și cu sora ta. Adică am unele chestii și mai fac, unele chestii și de la sora ta. Știi? E. Și la un moment dat mă gândeam la chestia asta. Tu te înțelegi cu sora mea, mă. Da? Sunt 100% sigur. Și sora mea, nu se înțelege cu multă lume. Păi nicio. Eu mă mai mulez. Da, te mai mulez după oameni. Să mă mulez. Am flerul ăsta. Chiar dacă... Adică când trebuie mă mulez după orice. Cu toate că nu caut. Da. Sormea nu e așa. Sormea e din start. Ea e într-o bucată așa. Sau da. Nu sau da. Eu sunt mai maleabil. Cum e doamna Daniela? Așa e. Seamănă cu, adică, mă rog, la comportament, evident, Antonia cu fata dumneavoastră? Da. E berbec ca și ea. Așa. Și cu ascendentul în Taur e mai directă decât Antonia. Dar, eu în gemeni sunt mai maleată. Dar ca energie și mod de a relaționa, la fel este. Și se consumă foarte mult pentru cei pentru care are afinități. Deci și ea este genul care pune întâi prietenii pe primul plan și pe urma familia, spre deosebire de Cristian. Pe de altă parte, spuneai că, da, și așa este, noi cumva avem un model de relaționare pe care îl luăm din familie, normal. Pe de altă parte, dacă mă uit la Antonia și la doamna Daniela... Aparent, ați spune că nu avem lucruri deloc. Dar, aparent, da. Aparent, da. Dar să știți că avem destule lucruri. Ia zi. Să ne-am și apropiat. Trei lucruri. Din punctul meu de vedere, în primul rând, comunicarea. Întotdeauna, cred că orice conversație am avut, noi ne-am înțeles una pe cealaltă. Empatia. Empatizăm foarte mult cu oamenii și cu problemele oamenilor și suntem prea implicate, ne implicăm prea mult. Și... Nu știu, mai spuneți dumneavoastră, doamna Daniela, un lucru. Dacă îi se pare, doamne Daniela, se pare. Că se mănească. Îi se pare, doamna Daniela, că aveți ceva în comun cu Antonia? Eu am remarcat de la bun început creativitate și originalitate la ea. Uh-huh. Și atenția pentru detalii. Acum, în ziua de astăzi, na, normal că suntem generații diferite și acordăm atenție diferitelor lucruri. Eu am observat că ea e foarte riguroasă cu aspectul ei și poate prea critică, mult prea critică, spre deosebire de mine, care sunt atentă la ce în jurul meu ca spațiu. Adică fiecare caută să organizeze. Doar să sunteți ordonată, nu? Nu, eu spun așa, eu am o ordine interioară a mea, okay. Și mă deranjează dezordinea în exterior. Pe tine, Antonia, nu te deranjează, nu? Ești dezordonată? Uneori da, uneori nu. Da, depinde. Deci depinde. Acum fiecare cum caută asta, da. Dar recunosc că cel mai mult am încercat să învăț de la ea să fiu mai liniștită, mai calmă, mai... Și mereu când mă vede că mă aprind sau că sau mă agit, doar îmi pune mâna pe umăr și se uită așa la mine
cu o privire caldă. Să o las pe doamna Daniela acasă.